Autoritățile se pregătesc să execute în această săptămână doi comandanți pentru trafic de substanțe psihoactive, unul dintre ei fiind prima femeie care va fi executată după aproape 20 de ani. Potrivit organizației locale, un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost condamnat pentru traficarea 50 de grame de heroină și va fi executat într-o închisoare din Singapore. Totodată, o femeie în vârstă de 45 de ani urmează să fie executată prin spânzurare după ce a fost condamnată la moarte pentru traficarea circa 30 de grame de heroină. Ea va fi prima femeie executată în Singapore după cazul unei femei de 36 de ani spânzurate în 2004. Familiile celor doi condamnați, ambii singaporezi, au primit înștiințări cu privire la data execuției. Singapore impune pedeapsa capitală pentru anumite infracțiuni, în special omor și anumite forme de răpire. Legislația antidrog este de asemenea printre cele mai aspre din lume. Traficarea peste 500 de grame de cannabis și a 15 grame de heroină este pasibilă de pedeapsă cu moartea. Cel puțin 13 persoane au fost spânzurate de când guvernul a reluat execuțiile după o întrerupere de 2 ani în timpul pandemiei de COVID-19. Este inadmisibil că autoritățile din Singapore continuă să procedeze la noi execuții în numele luptei împotriva drogurilor, în timp ce țările din întreaga lume renunță la pedeapsa cu moartea și își reformează politica în materie de droguri. Autoritățile din Singapore nu fac nimic din toate acestea. Singapore insistă pe faptul că pedeapsa capitală este eficientă în descurajarea infracționalității. Însă o doamnă spune că nimic nu dovedește că pedeapsa cu moartea are un efect disuativ unic sau că are un impact asupra consumului sau disponibilității drogurilor, relatează Digi24.ro.